Biblioteca Municipală Ion Barbu aduce în atenția câmpulunceinilor două publicații. Prima este o carte a unui algeșan, Celebrități din Negura Uitării, a lui Ion Cehiru. Cartea săptămânii în această perioadă în cadrul Bibliotecii Municipale Câmpulung este publicația Celebrități din Negura Uitării, a autorului Ion Hiru editura Tipark, Argeș 2011. Ion Hiru a fost un remarcabil publicist și conducător de revistă, un autor reprezentativ al culturii române contemporane. Acesta a fost fondatorul și, coordonatorul în același timp a revistei Pietele Doamnei, revistă care s-a bucurat de un bun prestigiu în rândul cititorilor pasionați de istorie și literatură. Acesta a fost autorul unor volume de literatură importante și pentru istoria județului Argeș, precum domnești, oameni de ieri și de azi, povestiri adevărate, domnești ar peste timp, câmpere de monografie, precum și alte publicații. Însă, portretele puse în valoare în aceste două volume relevă talentul de prozator al autorului și reprezintă personalitățile vieții culturale, sociale, economice și politice ale zonei Argeș-Mușcel, atât din prezent, dar și din trecut. Menționăm aici pe Ion Cebrătianu, Geo Borza, Mihail Cogălnicianu și Nicolae Titulescu, precum și alții. Prin urmare, vă invităm la bibliotecă pentru a promota această publicație interesantă. Cea de-a doua este una dedicată celor mici. Este vorba despre marele Nate, care spune povestea lui Nate, un puș Ne Necazurile se țin scai de el, dar Nate nu se sperie niciodată. Știe că e cel mai bun. Și o altă recomandare de lectură, destinată de această dată copiilor, este publicația Marele Nate, întâiul dintre puști, a autorului Lincoln Pierce, de la editura Arthur. Marele Nate este, întâiul dintre puști, această carte de seria fanilor seriei jurnalului puști. Nate, capul năzbâtilor nevinovate și cu siguranță elevul certat de toți profesorii, știe că la așteaptă lucruri mărețe. Însă, aceste lucruri nu merg întotdeauna așa cum vrei tu, doar pentru că tu te crezi grozav necazurile se vor ține scai de el, dar Nate nu se sperie niciodată. Știe că e cel mai bun, așa cum a citit el într-un ravaș. Această serie, Marele Nate, cuprinde volumele întâi între puști, lovitură după lovitură, un puș de neoprit, totul sau nimic și Nate toia ia razna, creând astfel o serie interesantă de, din literatura pentru copii. Prin urmare, vă așteptam la bibliotecă.